Bună dimineața, dragi prieteni, sunt Andrei Victor Dochia și mă bucur să vă spun din nou bun venit la Universul Credinței. Emisiunea de actualitate religioasă a televiziunii române este a treia duminică din postul Paștelui pentru credincioși ortodoxi. Duminica Sfintei Cruci, dar și Duminica Învierii Domnului, Paștele pentru credincioșii romano-catolici. Iată de ce v-am pregătit știri și reportaje din actualitatea religioasă de la noi din țară. Toate vă vor ține ca de fiecare dată conectați la Universul Credinței. La finalul primei părți, Răzvan Bucuroiu îl va avea invitat la dialogurile dimineții pe teologul și diplomatul Teodor Baconschi. Tema de discuție o veți afla după ora 7:30, iar ora 8 vine cu partea a doua pe care nu trebuie să o ratați, pentru că vă propunem ca de fiecare dată reportajele Universul Credinței. Și 8:30 este momentul în care vom fi împreună la Bucuria Credinței cu Părintele Constantin Necula. Iată ce v-am pregătit! Deschiderea obștește adunări generale a Camerei pentru revizuirea regulamentului organic. Deci aproape că ai observ, aproape că ai o foto, este o știre. Aici este o știre. Începutul televiziunii este aici, în astfel de imagini. Asta o vedeai foarte des pe vremea când aveam manuale de istorie. Acum a fost rău. Dar în vremea aceea aveam solemnitatea deschiderii divanului ad hoc al Țării Românești, București, 29 septembrie. Și eu regăseam un manual. Da. Toate aceste litografii, să le spunem, făceau parte din colecția lui Ghenadie Petrescu, le fac parte din această moștenire pe care acest om, într-un mod cu totul și cu totul remarcabil, le strânsese și le avea la îndemână. Ce trebuie să reținem că acum trecem în camera care îl omagează pe Ghenadie Petrescu. Sunt tablouri foarte multe cu el, medaliile lui Ghenadie Petrescu, că cum vezi nu era chiar nemedaliat. V-am convins așadar să rămâneți conectați la Universul Credinței. Problema calendarului a existat încă din Biserica Primară și a făcut ca Învierea Domnului să nu fie sărbătorită peste tot la aceeași dată. Sinodul I Ecumenic de la Nicea din anul 325 a stabilit un mod unic de calcul al datei pascale, dar Marea Schismă a reînviat vechile diferențe calendaristice. Mai multe amănunte însă le veți afla din materialul realizat de Corneliu Vlad Matache. De-a lungul timpului, oamenii au folosit mai multe tipuri de calendare lunare și solare. Obiceiul calculării anului bisericesc, începând cu prima zi de toamnă, vine din Antichitate, unde existau două sisteme de determinare a duratei unui an. Al egiptenilor de 365 de zile și al romanilor de 355 de zile. Cu toate acestea, rămânea anual o diferență de 10 zile între aceste două sisteme și calendarul solar. Se impunea ca atare punerea lor în acord, iar primul care a avut această idee a fost astronomul Sosigene, în anul 46, pe vremea împăratului Iulius Cezar. După calendarul iulian, s-a călăuzit întreaga creștinătate timp de 15 secole. Acest calendar a stat la baza calculării datei Sfintelor Paști, în duminica următoare primei zile cu lună plină, după echinocțiul de primăvară. Decisă de Sinodul I Ecumenic de la Nicea, din anul 325. Calendarul iulian nu era perfect. La fiecare 128 de ani pierdea o zi, astfel încât s-a ajuns ca în secolul al XVI-lea echinocțiul de primăvară să cadă pe 11 martie. Papa Grigorie al VII-lea a însărcinat atunci o comisie de astronomi pentru a corecta calendarul. În scopul acordării cu situația inițială, data de 5 august a devenit 15 august 1582. Noul calendar nu a fost acceptat de bisericile din răsărit, datorită diferențelor dogmatice care au făcut imposibilă comuniunea. Numai că, în 1923, Patriarhul Meleti al Constantinopolului a convocat un sinod pentru a discuta trecerea bisericii la calendarul gregorian sau calendarul iulian îndreptat. Sinodul nu a fost reprezentativ pentru întreaga ortodoxie, întrucât problema ar fi trebuit discutată într-un sinod ecumenic, dar din cauza Revoluției Ruse, acest lucru nu a fost posibil. Patriarhiile Moscovei, Ierusalimului și Antiohiei au respins noul calendar, Antiohia revenind ulterior asupra hotărârii. Lor li s-au alăturat Biserica Ortodoxă Sârbă și mănăstirile din Sfântul Munte Athos, cu excepția Vatopedului. Pentru a nu rupe unitatea Ortodoxiei,
Bisericile care au adoptat noul calendar, printre care și Biserica Ortodoxă Română, au hotărât să folosească vechiul calendar iulian pentru sărbătorirea Sfintelor Paști. Iar acum le spunem Hristos a înviat credincioșilor romano-catolici și le oferim un cuvânt de bucurie, de sărbătoare, de la Arhiepiscopul Romano-Catolic de București, înalt preasfințitul părinte Aurel Percă. De ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, a înviat. Sunt cuvintele îngerului spuse femeilor sfinte care au mers desde dimineață să aducă un ultim salut trupului lui Hristos mort, care a fost pus în mormânt în Vinerea Mare. Dar iată, și femeile sunt surprinse când aud această veste, nu este aici. Hristos a înviat. De aceea mă fac și eu ecoul cuvintelor îngerului care spune femeilor, nu este aici. Hristos a înviat. Și repet tuturor, cu credință și cu bucurie, da, cu adevărat, Hristos a înviat. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Iubiți credincioși, cei care credeți și care în ziua de Paști veniți să vă împărtășiți din bucuria învierii, este minunat lucru să auzim acest lucru. Este minunat să auzim că Iisus nu mai este în mormânt, dar a înviat. Și acest lucru nu s-a întâmplat doar acum 2000 de ani. Este Paștele care ni-l repetă pe Hristos care învie și care aduce același mesaj de bucurie și de speranță. În zilele în care noi am asistat la pătimirea și moartea lui Hristos, am auzit cum apostolii s-au înspăimântat și au fugit, s-au ascuns. Dar a venit și ziua în care au avut bucuria să-L reîntâlnească pe Hristos cel înviat. A dispărut orice teamă. Și acest lucru este un mesaj pentru noi. Întâlnim în viață suferință, dureri, ne înspăimântăm de multe lucruri. Suntem acum și într-o vreme de pandemie care ne provoacă atâta teamă, atâta tulburare. Dar, auzind cuvintele Îngerului, Hristos este viu, a înviat, trebuie să ne reaprindem și noi bucuria și speranța că cel care, pe care apostolii îl credeau mort, este viu. Și ca și apostolilor, Hristos ne spune de fiecare dată când sărbătorim Paștele, eu sunt, nu vă temeți, pace vouă. Primim acest mesaj al lui Hristos, cel înviat și în acest an. Avem nevoie mai mult ca oricând să auzim aceste cuvinte, pace vouă, eu sunt, pentru că știm că Iisus Hristos a venit să ne aducă viața adevărată. El a învins moartea, a învins suferința, a trecut de la cruce la adevărata viață și acest lucru ne este promis și nouă. Așa cum Hristos a înviat cel din tâi, ne asigură Sfântul Apostol Paul, la fel vom învia și noi, tuturor celor care sunteți în familie sau sunteți plecați din familie, oriunde vă aflați, vă doresc să aveți un Paște cu adevărat fericit, plin de seninătate, plin de bucurie și mai ales plin de speranță. Hristos a înviat, adevărat că a înviat, aleluia! Dragi prieteni, începem acum jurnalul religios. Iată ce v-am pregătit. Duminica Sfântului Grigorie Palama a fost sărbătorită și la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța. Sfântul Grigorie Palama s-a ridicat la Domnul în anul 1359. Contemporanii l-au cinstit ca pe un al doilea Atanasie cel Mare pentru lupta pe care a dus-o împotriva ereticilor și pentru teologia sa profundă. Sfântul Ierarh a adus mărturie că prin post și rugăciune oamenii se pot împărtăși încă din viața pământească, din lumina necreată a slavei divine a lui Dumnezeu. Sinodul din Constantinopol l-a canonizat în anul 1368, fiind prăznuit pe 14 noiembrie. Ulterior, a fost stabilită și o altă pomenire în cea de-a doua duminică din postul mare. Tema duhovnicească a acestei duminici este credința. Sfânt
sfânta credință unită cu rugăciunea stăruitoare despre care ne vorbește Sfântul Grigorie Palama și ne îndeamnă să unim mintea cu inima, căci în rugăciunea stăruitoare coboară harul lui Dumnezeu și ne învăluie lumina cea necreată, încât putem să-L vedem pe Dumnezeu cu mintea și mai ales cu inima noastră, să ne ridicăm prin rugăciune până la cer și să deslușim în acea lumină harul lui Dumnezeu, energia necreată a lui Dumnezeu. Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la sfințirea pietrei de temelie a Catedralei Reîntregirii din Alba Iulia, eveniment petrecut pe data de 28 martie 1921, în a doua zi de Paști, înalt preasfințitul părinte Irineu a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură. Trecând prin viață, ne simțim uneori copleșiți de îngrijorări, de temeri și de suferințe care paralizează forța noastră interioară. Atunci să ne alipim de Hristos, care poate infuza în noi puterea sa, încât fiecare dintre noi să fie în stare a spune cu Sfântul Apostol Pavel: pot totul în Hristos, care mă întărește pe mine. La finalul Sfintei Liturghii, pentru a marca în mod solemn evenimentul din urmă cu 100 de ani, ierarhul a sfințit în curtea catedralei o cruce monumentală intitulată Crucea Bucuriei. La 210 ani de la nașterea arhiereului Filaret Scriban, teolog și cărturar al secolului al XIX-lea, sectorul cultural și sectorul monumente, patrimoniu și arhitectură bisericească din cadrul centrului eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a organizat o serie de manifestări dedicată uneia dintre cele mai cunoscute și numeroase familii clericale din România. Evenimentul a început la Biserica Sfânta Treime din cartierul Burdujeni, unde a fost săvârșită o slujbă de pomenire, și a continuat la centrul eparhial din Suceava, unde a fost organizată conferința Familia Scriban în slujba unității de neam și de credință. Am avut oaspeți de seamă de la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, de la Inspectoratul Școlar Județean, precum și profesori de la Seminarul Teologic Suceava. Familia Scriban rămâne în memoria noastră a tuturor ca fiind artizanii unirii principatelor de la anul 1859, dar și cei care sunt strategii învățământului teologic din perioada secolului al XIX-lea. Conferința a fost transmisă live pe pagina oficială de Facebook a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În data de 27 martie s-au împlinit 103 ani de la unirea Basarabiei cu România. Cu acest prilej, la parohia Sfântul Ioan Botezătorul Bârnova din județul Iași, a avut loc un eveniment comemorativ. În acest locaș de cult își doarme somnul de veci Ion C. Inculeț, președintele Sfatului Țării din Basarabia, cel care a semnat actul de unire cu patria mamă. Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, alături de care a slujit și un ales sobor de preoți. Am săvârșit Sfânta Liturghie, Dumnezeiasca Euharistie, ca prin nos de mulțumire adus lui Dumnezeu pentru ceea ce s-a împlinit atunci. Căci totul era împotrivă, dar prin mila lui Dumnezeu de sus și prin bărbați puternici de jos, din stânga și din dreapta prutului, imposibilul, nesperatul au devenit realitate. Au fost multe încercări la începutul secolului al XX-lea și trebuie să amintesc că în Basarabia, în toate instituțiile se vorbea doar în limba rusă, toate publicațiile erau în limba rusă, iar acești inimoși oameni au dorit și au simțit ca să promoveze din nou cultura și limba română și identitatea românească în acest spațiu. De la tribuna specială amenajată pentru acest eveniment,
Au fost rostite discursuri care au scos în evidență importanța actului istoric de la 27 martie 1918. La final, soldații garnizoanei militare din Iași, împreună cu autoritățile prezente la eveniment, au depus coroane de flori la mormântul marelui patriot basarabean Ion C. Inculeț. Praznicul Bunei Vestiri a fost un dublu prilej de sărbătoare pentru credincioșii prezenți la mănăstirea Moldovița cu ocazia hramului. Aceștia au participat la Sfânta Liturghie, săvârșită de Înalpreasfințitul Părinte Calinic, și s-au bucurat alături de Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților la împlinirea a 30 de ani de la hirotonia întru arhiereu. Ne bucurăm că Înalpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a venit la Moldovița, Moldovița cea istorică, ctitorie voivodală, și Moldovița care este împodobită cu fresce deosebite de la Petru Rareș, și chiar aici în fața noastră avem scena imnului acatist al Maicii Domnului a Bunei Vestiri. Dar avem și scena căderii Constantinopolului, care ne amintește de minunile Maicii Domnului, pentru că prin acel fie pe care Fecioara Maria l-a zis în ziua de Buna Vestire, minunile Maicii Domnului s-au revărsat asupra întregului neam. Măcuța Domnului a zis, fie mie după cuvântul tău, stăpâne. Deci Maica Domnului ne-a predat și ne-a deschis ușile fericirii. Suntem foarte fericite că avem acest frumos hram a Maicii Domnului Buna Vestire, care ne ocrotește și ne ajută permanent. Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de slujire arhierească, Maica Stareță a Mănăstirii Moldovița i-a dăruit Înalpreasfințitului Părinte Calinic un tablou. Mănăstirea Moldovița este una dintre cele mai vechi așezări monahale. Prima biserică din piatră, atestată documentar între 1402-1410, având hramul Buna Vestire, fiind ridicată în timpul domniei lui Alexandru cel Bun. Vă propun acum, dragi prieteni, un gând asupra Evangheliei acestei duminici, un editorial la care să medităm pe parcursul întregii duminici. Îi spun bun găsit din nou lui Răzvan Bucuroiu. În Duminica Sfintei Cruci, la jumătatea postului, Hristos ne pune în față nici mai mult, nici mai puțin decât prețul sufletului, valoarea lui. Ce ne-am dat să știm exact cât face acest suflet al nostru care nu se vede, nu se aude, nu poate fi cântărit? Și când aflăm, urmează deruta. Neverosimilul ne cuprinde căci înțelegem că face mai mult decât toată lumea asta, cu valorile ei incomensurabile, cu greutățile ei în aur, nestemate, resurse și bani. Auziți, sufletul fiecărui om în parte, cât de neputincios, de nevrednic, de umil ar fi acesta, valorează mai mult decât lumea toată. Și cine spune asta? Hristos, adică Dumnezeu, cel care a vrut să fie așa. În ochii Domnului, sufletul nostru este cel mai de preț lucru, dar în ce condiții? În condițiile umilinței totale, a bagiocurii și a înfrângerii care se consumă acolo sus, pe cruce. Așadar, nu chiar orice suflet, ci doar acela care a urmat calea aspra sacrificiului, a uitării de sine, a încrederii totale în Dumnezeu. Ne cere să fim puțin nebuni, să intrăm în logica întoarsă a Domnului. Cine vrea să își scape viața, și-o pierde. Cine și-o pierde pentru el aici, o câștigă dincolo. Riscant pariu, dar Domnul la asta ne cheamă, la risc, dar cu câștig total, pe vecie. Dumnezeu nu vorbește cu noi în mize mici. Nu-L interesează mărunțișul vieții noastre, blocajele subiective și scuzele mitraliate. Mizăm pe cruce, câștigăm. Punem totul pe ea, dar chiar totul, și ne-am strecurat în eternitate. Ca naufragiații pe cele câteva bărci ale Titanicului, restul au coborât în abis. Crucea este cea care ne așteaptă, vrem, nu vrem. Dreaptă, limpede, mântuitoare, garantând raiul. Sau întoarsă, șuie, ocolită, ironizată, o poartă a iadului. Depinde numai de noi, de valoarea autentică a sufletului nostru și de poziționarea noastră față de cruce. Cu brațele întinse spre ea sau cu mâinile la spate.
Continuăm Universul Credinței cu alte evenimente importante ale săptămânii. Pentru cei care contestă implicarea socială a Bisericii Ortodoxe, campania Sănătate pentru Sate, coordonată de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale, vine să îi contrazică. Aproape 9.000 de persoane vârstnice și defavorizate din mediul rural au beneficiat de asistență medicală gratuită în urma programului care se derulează cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Daniel din anul 2015, în baza unui protocol încheiat între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății. O echipă de medici specialiști în cardiologie, oncologie și dermatologie și asistenți medicali voluntari care activează în campania Sănătate pentru Sate au oferit sâmbătă 27 martie consultații medicale gratuite unui număr de 75 de persoane din localitatea Lipănești, județul Prahova. Respectându-se toate normele în vigoare pentru prevenirea răspândirii COVID-19, în cadrul consultațiilor pacienții au putut beneficia și de investigații EKG. Au fost în principal pacienți cu dureri în piept, cu angină, care nu s-au controlat de la începutul pandemiei și care au necesitat ajustarea schemei de tratament. Au fost pacienți cu aritmii, pacienți cu hipertensiune foarte mulți, care nu și-au mai luat rețetele, nu și-au mai luat tratamentul. Activitatea de prevenție totdeauna este foarte utilă pentru paciente. E important să găsim un cancer la începuturile lui, sau să prevenim apariția lui prin niște controle periodice. Am constatat că locuitorii nu merg să caute un specialist în afara comunei Lipănești, la Ploiești sau în altă parte, pe perioada aceasta de pandemie. Ei caută să se apere numai de COVID și restul bolilor rămân în așteptare și suferă acasă. Venind dumneavoastră, specialiști, aici la Lipănești, practic îi tratăm și umplem acel gol de care ei suferă. Încă o dată se arată cât de important este să fim uniți, să fim în comuniune. Sunt lucruri frumoase pe care numai așa le putem face. Credincioșii noștri se simt astfel prețuiți și momentul acesta cred că este un moment în care dânsii înțeleg că trebuie mai mult să ne îngrijim de sănătatea trupului, desigur și de a sufletului, așa încât să putem să lucrăm mai mult pentru Dumnezeu. Am venit în sprijinul acestei comunități exact unde erau mai vulnerabili. Ni s-a solicitat specialitatea de cardiologie, dermatologie, dar și oncologie. Aproximativ 70 de persoane bolnave cronic, au venit să se investigheze, ajung tot mai greu la un specialist. Acțiunea a fost organizată de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale în cadrul campaniei Sănătate pentru Sate și este prima activitate de acest fel de la începutul crizei sanitare. Despre vameșii și desfrânatele care se pocăiesc, Mântuitorul Iisus Hristos a spus că vor intra înaintea fariseilor și a cărturarilor, cei împietriți la inimă, în împărăția cerurilor. Un exemplu de metanoia ni-l oferă Maria Egipteanca. Dintr-o femeie decăzută, ea ajunge printr-o lungă și aspră nevoință în ceata sfinților. Să urmărim materialul pe care Corneliu Vlad Matache și Paula Tăbârcă l-au realizat. Sfânta Maria Egipteanca s-a născut în anul 344 în Alexandria, Egiptului. La vârsta de 12 ani, urmându-și patimile trupești, a fugit de lângă părinții ei și a trăit ca prostituată. Atât de mari erau păcatele pe care le săvârșea la o vârstă fragedă, încât se spune că până și demonii se mirau. Într-o zi a întâlnit un grup de marinari care voiau să călătorească la Ierusalim ca să se închine Sfintei Cruci. Maria Egipteanca a mers cu ei în această călătorie, dar când a vrut să intre în biserica Sfântului Mormânt, o forță nevăzută a oprit-o. Decăzuta femeie a avut atunci revelația propriilor ei păcate și cu lacrimi s-a rugat Maicii Domnului să o lase să vadă Sfânta Cruce, promițând că va renunța la dorințele lumești și va merge acolo unde va voi Mântuitorul. Pașii au purtat-o spre pustia Iordanului, unde a dus o viață de pustnică. Pe cât de mari au fost păcatele acestei femei, pe atât de aspră i-a fost nevoința. Se spune că a trăit mulți ani doar cu trei pâini și cu rarele verdețuri ale pământului.
După 47 de ani de asceză, l-a întâlnit pe Sfântul Zosima, pe malurile Iordanului, căruia i-a povestit cu smerenie viața ei. Sfânta Maria Egipteanca i-a cerut bătrânului pusnic să se întâlnească anul următor în același loc, în Joia Mare, pentru a se împărtăși. La vremea cuvenită, Sfântul a văzut-o plutind pe apele Iordanului și a dăruit Sfânta Euharistie. Un an mai târziu, bătrânul Zosima a găsit trupul neînsuflețit al Mariei Egipteanca cu un mesaj scris pe nisip, în care Sfânta îi spunea că murise imediat după ce se împărtășise și că trupul îi fusese așezat în mod miraculos în acel loc. Se spune că un leu l-ar fi ajutat pe pusnic să o îngroape. Zosima s-a întors apoi în mănăstire și le-a povestit călugărilor cele aflate despre Sfânta Maria Egipteanca. Ulterior, povestea vieții Sfintei a fost scrisă de către Patriarhul Sofronie al Ierusalimului. Viața Sfintei Maria Egipteanca este citită în postul Paștelui împreună cu Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul. Postul, îndeosebi cel pascal, este un drum al crucii, în care creștinul își răstignește propriile patimi pentru a întâmpina marele praznic al învierii. La fel ca și în ziua de 14 septembrie, în această duminică, a treia din postul mare, biserica se închină crucii Mântuitorului, care a fost descoperită în urmă cu 17 veacuri la Ierusalim de către Sfânta Împărăteasă Elena. Duminica a treia din postul Paștelui este închinată Sfintei Cruci. Înțelesurile duhovnicești adânce ale acestei duminici sunt cuprinse în cântările din triod consacrate săptămânii a treia din postul mare. Duminica Sfintei Cruci este o icoană a săptămânii patimilor și învierii Domnului. Puterea Sfintei Cruci este în legătură cu persoana lui Iisus Hristos cel răstignit și înviat din morți. După cum Adam cel vechi și neascultător și-a întins mâinile spre pomul oprit din mijlocul raiului, noul Adam Hristos și-a întins mâinile pe cruce, în mijlocul pământului, făcându-se ascultător până la moarte și izbăvindu-ne de păcatul neascultării vechiului Adam. Acest fapt este exprimat la modul simbolic prin scoaterea crucii din altar în mijlocul postului Paștelui. Puterea Sfintei Cruci este vindecătoare și mântuitoare pentru că prin cruce se arată iubirea lui Hristos Dumnezeu pentru toate popoarele adunate în biserică. Mântuire ai lucrat în mijlocul pământului Hristoase Dumnezeule, pe cruce ți-ai întins preacuratele tale mâini, adunând toate neamurile care strigă, Doamne, slavă ție! Evanghelia Duminicii Sfintei Cruci începe cu îndemnul Mântuitorului ca fiecare om să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-L urmeze. Ce-i folosește omului să câștige lumea dacă își pierde sufletul, adaugă Mântuitorul. Textul este bogat în înțelesuri duhovnicești legat de taina vieții creștine și în mod deosebit de perioada prepascală. El reprezintă o luminare a credincioșilor în urcușul lor spre înviere. Pentru a ne mântui, trebuie să ne luăm crucea, singura cale prin care ne putem uni cu Dumnezeu. Crucea poate însemna o suferință, o neputință, o recunoaștere a limitelor noastre, dar și o permanentă răstignire între obiectivul propus și rezultatul obținut, căci, așa cum spune Apostolul Pavel, nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârșesc. Totuși, Evanghelia Duminicii Sfintei Cruci este o Evanghelie a speranței. Recunoscând povara și neputința noastră, o aducem la Hristos pentru a fi integrată în prezența iubirii sale milostive și atotputernice. A venit acum momentul să aflăm de la Silviu Andrei Vlădăreanu mai multe detalii despre sărbătorile săptămânii pe care o începem. Bună dimineața! Se apropie marea sărbătoare a Învierii Domnului și cu toții urmărim cu îngrijorare cursul evenimentelor. Ne-a șocat anul trecut duritatea cu care autoritățile au înnăbușit bucuria Învierii și sunt temeri că și anul acesta lucrurile nu vor decurge după rânduiala obișnuită. Dar credeți că de-a lungul istoriei bimilenare, bisericii și creștinilor le-a fost în general ușor, chiar și de Paști? Eu cred că uităm prea repede. De aceea, pentru că sâmbăta care vine, pe 10 aprilie, face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Grigorie al V-lea, Patriarhul Constantinopolului, m-am gândit că ar fi potrivit să rememorăm împreună ziua de Paști de la Constantinopol din 1821, adică de acum exact 200 de ani.
Era o perioadă de mari frământări în interiorul Imperiului Otoman. Poporul grec, creștin, începuse să-și caute libertatea. Libertatea de sub stăpânirea otomană musulmană. Patriarh al Constantinopolului era Grigorie al V-lea. Deși era la curent cu mișcările eteriei, ca etnarh, adică conducător al întregii comunități creștin-ortodoxe din cuprinsul Imperiului Otoman, patriarhul dădea socoteale direct în fața sultanului. Dacă s-ar fi afișat ca susținător al mișcării de eliberare, dacă ar fi încurajat oficial revoluția, asta ar fi îndreptățit pe sultan să nimicească comunitatea greacă. Așa că patriarhul a ales să își ocrotească supușii și public a condamnat pe revoluționari, în timp ce în taină i-a binecuvântat. A înțeles însă că, mai devreme sau mai târziu, sultanul își va vărsa furia pe el și și-a asumat asta, ba chiar se pare că ar fi spus că dacă el ar fi omorât, asta ar îndreptăți creștinătatea să sară în apărarea poporului său. Și așa s-a și întâmplat. În 10 aprilie 1821, în Duminica Sfintelor Paști, după ce a slujit Sfânta Liturghie, pe când era încă în veșmintele liturgice, patriarhul a fost prins de trimișii sultanului și spânzurat chiar de poarta de la intrarea în sediul Patriarhiei Constantinopolului. 3 zile, cele 3 zile de Paști, a fost lăsat trupul bătrânului patriarh să stea atârnat în ștreang și apoi a fost aruncat în mare. Cum spuneam, eu cred că uităm prea repede. Poate și pentru că noi creștinii nu avem obiceiul să ne strigăm discriminarea și să ne victimizăm de câte ori am avea ocazia. Nici nu avem motiv. Dumnezeu nu rămâne dator. Continuăm Universul Credinței. Iată ce vă propunem în partea a doua. Astăzi în proiect suntem 5 frați. De lungul timpului, adică de acum 6 ani, au fost mai mulți frați care au trecut pe aici. Noi fiind franciscani, nu stăm foarte mult timp într-un loc. A fost o schimbare mai mare. Anul trecut, în septembrie, când comunitatea a fost înnoită complet. Și acum și păstrăm, dar și încercăm să fim atenți ce ar trebui schimbat, dacă ar trebui schimbat. Cum ar trebui adaptat, dacă trebuie adaptat. Și la ce ar mai trebui să fim atenți. Sigur, toate acestea într-un spirit simplu, franciscan. Însă, după ce m-ați biciuit... Mănăstirea aceasta a luat ființă în anul 2005, pe locul unde, în anul 1941, au fost înhumați peste 1200 de soldați români care, în timpul teatrelor de operațiune, dintre 22 iunie și 16 iulie anului 1941, și-au pierdut viața în bătălia care este cunoscută ca bătălia de la Țiganca. Mulți dintre ei fiind tineri, au lăsat totul doar pentru a apăra pământul strămoșesc. La cartea de duminică de astăzi despre enervare, o abordare de psihologie creștină pe o temă care ne interesează sau ne afectează mai mult sau mai puțin pe fiecare dintre noi. Într-o zi de primăvară am ales să vorbesc despre enervare. Enervarea în relațiile cu proprii copii. Enervarea în relațiile conjugale, dar și în cele profesionale. Cei mai mulți dintre noi aducem acasă emoțiile negative, precum sacoșele de la supermarket, scrie autoarea cărții apărute la editura Sofia. Un ghid practic pentru descoperirea cauzelor emoțiilor noastre negative, a trăirilor noastre de mânie și de furie, dar și rezolvarea, soluționarea lor. Un semafor de emoții negative ne sugerează autoarea cărții să avem tot timpul vizual această imagine și să detectăm stările noastre atunci când sunt pe galben. Să reușim să ne dominăm starea și să îi protejăm în felul acesta pe cei din jurul nostru. Enervarea pe care o vărsăm asupra celorlalți este de cele mai multe ori de la altă adresă.
de la altă persoană. Dacă înțelegem că un copil nu poate deveni vesel la comandă sau nu poate fi concentrat, dacă tratăm oscilațiile acestuia ca și cum ar fi niște capricii ale vremii, va fi mult mai ușor să le acceptăm. O carte scrisă simplu, în mai puțin de 150 de pagini, dintr-o perspectivă psihologică și creștină, care ne ajută cu siguranță pe fiecare dintre noi. Așadar, dacă vreți să știți mai mult despre enervare și furie și cum să le dominați, citiți într-o zi de duminică o carte apărută la editura Sofia, Enervarea, de Caterina Burmistrova. Continuăm, dragi prieteni, și vă invit acum să urmăriți una dintre cele mai îndrăgite rubrici ale emisiunii, 3 minute de religie, o rubrică dedicată micilor noștri telespectatori. Rămâneți cu noi! La jumătatea postului, urcuș spre înviere, am ajuns la o răscruce. Este duminica în care sărbătorim crucea sfântă pe care Hristos a fost răstignit. Ne aducem aminte că Domnul a suferit moartea pentru a ajunge la înviere. Tot așa și noi va trebui să ne rupem de firea cea veche, să murim păcatului pentru a găsi viața cea adevărată. Pentru noi creștinii, crucea este deosebit de importantă. Când a fost chinuit și răstignit, Iisus Hristos a învins moartea, murind pe cruce. El a înviat, ca noi să putem avea viața cea veșnică în El. Asemenea Lui, vom învia și noi, pentru totdeauna. Mărturisim acest lucru de câte ori rostim crezul, zicând că așteptăm învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin. După răstignirea Domnului, crucea sa a fost pierdută timp de 300 de ani, până când împărăteasa Elena a venit în căutarea ei. A găsit-o și mare a fost bucuria tuturor. Apoi, pe dealul Golgota, a ridicat o biserică a învierii Domnului. Mii de creștini din lumea întreagă vin aici să se închine în fiecare zi jertfei cele făcătoare de viață a Mântuitorului. Sfântul Eferem Sirul ne amintește de o veche tradiție, spunând că grădina Raiului era ca un munte. În vârf se afla pomul vieții. Ca să ajungă la el, Adam și Eva aveau nevoie de ascultare, pentru a primi înțelepciune. Însă ei au căzut prin nesupunere. Dar Dumnezeu ne-a iubit și a răsădit pomul făcător de viață în lumea noastră. Aceasta este crucea lui Hristos. Se mai spune că pe Golgota se aflau osemintele lui Adam. Prin el a venit moartea, iar prin Hristos, viața cea deplină. Și noi cinstim Sfânta Cruce, o purtăm la piept. Ne închinăm crucii de la capătul patului, precum și în biserică, la troițele din răscrucile de drumuri și la mormintele celor adormiți. Și, împreună cu ei și cu sfinții din toate timpurile, cântăm și noi: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Comunicarea în mediul digital este o provocare permanentă a Bisericii Misionare. Cum, când, cu ce limbaj te adresezi lumii pe care nu o știi, nu o vezi, nu o cunoști și care este adunată în dreptul micilor ecrane? Teodor Bachonski, în Dialogurile Dimineții, răspunde la aceste întrebări. Fiți atenți! Găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Dialogurilor Dimineții. Invitatul nostru de marcă este Teodor Bachonski. Bună dimineața, Teodor! Bună dimineața! Mulțumim pentru faptul că ești cu noi în acest dialog. Teodor, ești printre primii intelectuali de marcă, evident, care au descins pe
rețelele sociale de socializare acum, cred că, mai bine de 10 ani. Ești printre cei care au făcut pasul printre primii. Cum a fost această opțiune? De ce? Am dat răspunsuri mai elaborate în cartea mea Facebook, Fabrica de Narcisism de la Humanitas. Foarte bună carte. Nu m-am înșelat înțelegând de vreme că am basculat în economia digitală, că suntem tot mai mult obligați de epoca în care trăim să comunicăm prin mijloace electronice, online. Pandemia n-a făcut decât să accelereze toate aceste tendințe. Prin urmare, e un instrument colosal, bineînțeles că orice instrument depinde cum îl folosești, ce conținut creezi, cu ce intenții, cărui public te adresezi. Ai destule motive să critici ce se întâmplă pe rețelele sociale. După cum vedem, pe de-o parte, asta a divizat societatea, a împărțit-o pe tabere care se ascultă doar pe ele însele. Multe tabere. Și efectul ăsta de bulă e nociv. Însă, tot prin rețelele sociale, ne informăm, ne exprimăm, comunicăm cu semenii noștri, stabilim grupuri de afinitate care devin comunități. Și suntem prezenți pe piața ideilor. Și aș vrea să folosim toate aceste social media, cum sunt numite, într-un mod inteligent, cu o anumită moderație. Deci, treaba asta vine cu bune și cu rele, depinde de noi dacă predomină în spațiul virtual valorile sau nimicurile. Dar cum s-a poziționat un intelectual creștin de calibrul tău în această larmă, în acest iar maroc al ideilor și, de ce să nu spunem, al comportamentului de multe ori agresiv? Un intelectual creștin are un profil puțin mai rezervat, mai discret, mai... Eu m-am prezentat așa cum sunt, adică ținând în timp real un jurnal de idei, practicând moderația intelectuală, încercând să ascult și alte opinii care nu sunt coincidente, stimulând un publicul către un dialog argumentat, rațional și civilizat. Și în ce privește pagina mea, mă rog, câteva zeci de mii de abonați, sunt oameni care participă la cultura română, o consumă în același timp și care au acceptat regulile gazdei. Dar crezi că în principiul creștinismul, ca formă de comunicare a unui adevăr, se simte bine pe aceste rețele de socializare? Deci tot omul sfințește locul, există... Rețeaua, în cazul ăsta. Sfințește și rețeaua, la limită, da, pentru că avem bune practici și avem excese lamentabile. Sunt clerici care își continuă pastorația din amvon pe Facebook sau alte rețele de socializare. Considerate parohii virtuale chiar pentru unii preoți. Da, și sigur. Comunități virtuale. Faptul că abolești distanțele, că poți discuta cu oricine, oricând, oriunde, atrage spre biserică. Dacă un păstor are talent omiletic și retoric, dacă e bun psiholog, dacă e un om cât de cât cultivat, reușește să facă și din această formă de comunicare un instrument misionar. Întreb asta pentru că anumiți clerici și chiar anumiți ierarhi spun că ar fi o incompatibilitate între forma aceasta de comunicare și manifestare, pe Facebook să spunem, și forma de manifestare a creștinului în cetate. Discursul creștin, predica... E o teză care nu se susține, pentru că dacă lipsești din aceste rețele, riști să-ți pierzi audiența și sau să o limitezi foarte mult. Și de ce să nu profiți de ele ca să o crești și să transmiți idei valoroase și, până la urmă, o viziune, o sensibilitate creștină, alături de atâtea alte forme de cultură contemporană. Mi se pare că e o oportunitate pastorală pe care biserica trebuie să o fructifice, bineînțeles, instituind niște reguli, mai ales pentru cler.
însă nu refuzând de planul această dimensiune, pentru că, repet, altfel întărește clișeul anticreștin al unei biserici defazate, anacronice, care nu e în timp cu vremea și așa mai departe. Practic, prezența pe aceste medii virtuale, tu spui că poate să întărească mesajul creștin, poate să aducă spre biserică mai multă lume, poate mai mulți tineri. Asta este una dintre teme, pentru că această formă, acești navigatori în ghilimele sunt persoane de multe ori tinere sau de o anumită vârstă. Problema e că experiența religioasă presupune ancorare, profunzime, răbdare, un plan de dezvoltare a personalității fiecăruia. Ori social media înseamnă consum instantaneu și efemer de conținut care vine și pleacă. Aici e un pericol. Primim și noi de toate sărbătorile religioase sute de felicitări, de imagini, de bun gust, mai de prost gust, dar în orice caz bombardamentul ăsta te poate face să banalizezi niște idei înalte, să le tratezi superficial, să treci pe lângă ele și apoi să le și amesteci cu lucruri care sunt totalmente profane sau idiote. Deci discernământul e fundamental, pentru că dacă nu selectezi, dacă nu ai o sită suficient de deasă, îți intră pe canalele astea foarte mult gunoi. Pe de cealaltă parte, între o predică ternă, calpă, ștarsă, pe care o auzi în priză directă la biserică și câteva gânduri postate pe Facebook ale unui creștin, dar care te mișcă într-un fel lăuntric, poate că ești mai câștigat în cea de-a doua variantă. Da, cu mențiunea că un preot bun la biserică e un preot bun și când se manifestă pe Facebook. Aceasta este concluzia care îmi convine de minune și aici vreau să rămânem, dragi prieteni, ediția de astăzi s-a terminat, dar rămâneți aproape pentru că duminica următoare va fi finalul acestei serii în care vom vorbi despre biserica și tinerii. Rămâneți aproape! Dragi prieteni, aceasta a fost prima parte a emisiunii Universul Credinței de astăzi. În mai puțin de 10 minute la 8 fix ne revedem cu partea a doua. Merită să rămâneți conectați la Universul Credinței.